Un bărbat care consumase substanțe interzise și un altul suspect de furt au fost prinși de polițiștii locali în zona gării de nord, Iosefin, în Timișoara. Polițiștii locali din cadrul compartimentului Siguranța Transportului Urban, aflați în serviciu un weekend, au observat pe Bulevardul Republicii în stația de Buz, un bărbat care, la vederea patrulei, a devenit agitat, panicat. Polițiștii locali au trecut la legitimarea acestuia, stabilind că are 31 de ani și este din comuna Giroc. La controlul corporal efectuat asupra sa a fost găsit un plic cu substanță verde oliv, care pare a face parte din categoria celor interzise. Bărbatul a recunoscut că ar fi consumat substanțe interzise pe care le-ar fi cumpărat de la un tânăr din zonă. Acesta a fost preluat pentru întocmirea documentelor, iar cazul său a fost transmis pentru continuarea cercetărilor către polițiștii din cadrul brigăzii de combatere a criminalității organizate Timișoara. Tot la sfârșitul săptămânii, polițiștii locali din cadrul compartimentului Poliția Piețelor, aflați în patrulare pe strada Băcărescu, au fost sesizați de polițiștii secției 3 despre faptul că au nevoie de sprijin în găsirea unei persoane căutată pentru furt. În baza semnalmentelor primite, polițiștii locali l-au identificat în aproximativ jumătate de oră pe bărbatul căutat. Acesta se afla pe scările pieței Iosefin. Este vorba despre un tânăr de 25 de ani din Timișoara, care a sustras unui alt bărbat de 46 de ani o sumă de bani în zona gării de nord. Imediat, polițiștii locali s-au deplasat cu suspectul la secția 3 poliție, unde se afla și păgubitul, fiind predat pentru continuarea cercetărilor. Transmit reprezentanții poliției locale Timișoara.